Asociația Reghineană Inovație în Educație Eureka a organizat sâmbătă 23 mai un eveniment caritabil inedit. A invitat să susțină momente culturale copii cu diferite preocupări artistice. Spectacolele s-au derulat concomitent în sălile școlii de muzică, iar intrarea publicului s-a făcut pe bază de donație. Scopul manifestării a fost unul caritabil, dar și de promovare a talentelor. Scopul, pe de o parte, a atrage niște fonduri, a strânge niște fonduri pentru copii talentați și pentru cluburile de vară pe care vrem să le facem pentru copiii din oraș, așa că invităm să stea aproape de noi pe pagina de Facebook Asociația Inovație în Educație Eureka, dar și să atragem puțin atenția asupra talentului copiilor de la școala de muzică. Pentru ei va fi și un fel de porțile deschise, să implicăm pe toți cei care pot să ajute, pentru că puțină investiție și în școala de muzică ar trebui. Publicul a avut ocazia să savureze momente artistice diferite, pregătite de copii cu seriozitate și dăruire. Mini-maraton cultural, format din 6 evenimente distincte, începând cu muzică clasică, muzică pop, hip-hop, dans, dans sportiv, balet, dans modern, după aceea teatru, teatru serios, dar și pentru copii, pictură jos, la parter și interpretare pian, flaut și mini-orchestră. Nu mă pupa că va crețul! Și tu faci crețul, mă! Ce e cu voi? Ce s-a întâmplat, ați plecat așa din senin? Steam atent cum înșală! Nu se poate! Ba da! Cum am aflat, n-am mai stat o clipă pe gânduri. Mi-am luat copilașul de mână și am fugit. Ia cățelul din hol și du-te de plimbă puțin prin grădină. Eu ți-am înțit picioarele în tren. Da, să nu-l zic vangure, că te bag la carceră. Uite-o cum e strâmpărată, de fustiță, nu mai zic, că ajunge la burit. Stai, măi, toantă, o dentă, că-ți dau una peste cap. Orașul e ghidat cu belele după noi, așa că nu mă las, sper că m-a zis până aici. Nu e spart, nu e spart, să ne duc și eu mi-aici. Că sunt o datore, dar țindu-i sunt de loc privat. Sunt adaptat, țindu-i stilul ăsta mai nou, de fapt. Așa că nu mă las, sper că m-a zis până aici. Nu e spart, nu e spart, să ne duc și eu mi-aici. Că sunt o datore, dar țindu-i sunt de loc privat. Adaptat, țindu-i stilul ăsta mai nou, de fapt. Thank you.
Pentru un plus de culoare au fost amenajate expoziții de tablouri cu flori și bijuterii croșetate. La finalul evenimentului, toți cei care au făcut donații și au urmărit cel puțin 3 momente artistice au participat la o tombolă. Premiile puse în joc au fost rechizite, minge, rucsac și dulciuri.